Salutări, băieți! Astăzi vreau să vă spun câteva cuvinte despre cum să-ți curăți aerograful. După câteva sesiuni de vopsit, este recomandat să facem o curățare mai profundă și în acest sens se lasă peste noapte aerograful în o baie de... Eu am folosit acetonă. Trebuie să vă asigurați că aerograful dumneavoastră nu are garnituri din cauciuc, pentru că acestea se vor distruge. Dacă este cazul, se scot. Dacă sunt de teflon, se lasă. Cu o perie, muiem peria. Așa. Intrăm pe canal. Și ne ducem. Dați să dăm un pic mai multă lumină. Ne ducem pe... până în capătul aerografului. Deci trebuie să ajungă perea undeva până în zona asta. Ne uităm să fie drept vârful. În caz că nu e drept, se poate îndrepta pe o bucată de sticlă. Se ține cu degetul și se face o mișcare de rotație și se trage. Și atunci îndreptăm vârful acului. Așa, el trebuie să fie curat. La fel o să procedăm cu toate piesele. Asta e una dintre cele mai importante piese ale aerografului, diuza, care de obicei, dacă nu sunteți atenți, se poate crăpa sau să pierde. O piesă destul de scumpă. Cum o curățăm pe asta? Cu acul aerografului se introduce un pic pe lateral și cu o mișcare de rotație încercăm să împingem orice rest în afara ei. După cum vedeți, aceasta e curată. Asta este bine să adăugăm, să o gresăm, punem o picătură. Pentru că aici e un punct de fricțiune pentru trigger. Punem un pic de lubrifiant pentru că în momentul când apăsăm, aerul iese și trebuie această piesă să fie gresată pentru ca să-și revină, să întrerupă fluxul de aer. La fel, pe ac. Putem să punem o mică cantitate de lubrifiant. Și începem asamblarea. Mie îmi place să pun pe piesă aici un pic de vaselină. La fel. Și la fel pe diuză. Astfel încât să se desfacă ușor. Observați piesa aceasta. Partea teșită trebuie să vină în spate.
Ok, cuplăm. Ok. Cam asta e. Mulțumesc pentru vizionare și sper să ne vedem pe canalul de YouTube Tase Lures. Cu stima, o zi bună!